Apropo de zona asta politică, vă deranjează faptul că, de exemplu, în Prahova PSD nu are la primăria ploiești un viceprimar sau la Consiliul Județean un vicepreședinte? Și că în Vreau continuare, că aș vrea să, să în continuare există, există, să spunem, în zona executivă o coaliție care funcționează între PNL și USR? Mă refer aici la Primăria Ploiești și Consiliul Județean. Aș vrea să, să înțeleg întrebarea dacă mă deranjează sau da. dacă mi-ar plăcea să fie și... Nu, dacă vă deranjează, prima întrebare. Doi, dacă ați solicitat uh, vreodată până acum ca PSD în baza Coaliției de Guvernare de la București să obțină un viceprimar la Ploiești sau un vicepreședinte la Consiliul Județean. Uh, este mult spus mă deranjează ar însemna să mă deranjeze adevărul. Adevărul este că în 2020 cetățenii și-au exprimat o opțiune. Acea opțiune a fost pentru Partidul Național și reprezentanții săi în teritoriu, dacă este da. să ne referim la Prahova, și e, dumnealor, împreună cu USR, au mers pe liste comune, după Correct. cum bine știți, cel da. puțin la, la Consiliul Consiliu Județean, iar la primăria municipului, domnul Volosevici, dacă nu mă înșel, domnul primar, și-a creat singur o majoritate, dacă nu mă înșel, are 13 sau 14 da. consilieri, care. 14 este majoritatea simplă, da? da? Din 27. Deci, nu cred că se pune problema dacă mă deranjează. Nu mă deranjează adevărul. Da. Că mi-ar plăcea să existăm și noi, acolo este cu totul altă problemă. Dar, până la urmă, cetățenii. Sunt cei care decid acest aspect, au decis ca noi să intrăm în opoziție la nivelul județului Brahova da. și la nivelul municipiului. Uh, dar nu veți deschide negocieri în sensul este, acesta? Este rândul lor să arate ceea ce pot și ceea ce vor și ceea ce sunt în stare să facă. Noi stăm, uh, urmărim, analizăm Cum și Nu că... să-și rupă gâtul pe românește? Nu îmi permis să spun acest lucru pentru că... Gâtul rup... din punct de vedere politic? Da, dar asta înseamnă, din Metafora. păcate, pentru cetățeni... Un da. lucru rău. Nu. Când ne solicită sprijinul sau poate vor să... Și să știți că am și votat de foarte multe ori în cadrul Consiliului Județean proiectele, cel puțin cele pe fonduri europene, cele pentru spital, cele pentru drumuri. Acum că nu putem fi de acord cu toate și toate deciziile, este, vă dați seama, ar fi anormal. Nu. Nu am solicitat și nu, nu vom solicita acest lucru... Până în acest moment, ceea ce am discutat la București și în cadrul coaliției locale cu domnul președinte Dumitrescu au fost lucruri legate de prefecturi, de funcțiile poliției, prefect, subprefect, da. care tocmai au fost numiți de către guvern, și vor fi discuții politice pentru susținerea diverselor proiecte pe care dumnealor deja le-au demarat sau pe care noi ne le dorim să. Fie făcute în perioada următoare și este este nevoie de sprijinul guvernului sau al. Uh... Ați făcut o înțelegere cu domnul Dumitrescu ca să nu existe atacuri uh, politice între PSD și PNL la nivelul județului? Uh, nu. Așa... Nu am avut cu domnul Dumitrescu astfel de discuție. Se subînțelege că doi parteneri la nivel central nu, nu pot, pot avea în... războaie în teritoriu. Da, asta nu înseamnă că nu ne vom mai și critica. Uh în diferite spețe unde nu vom fi de acord cu părerile celuilalt. Dar ar fi normal să începem un... și bineînțeles vom fi chemați la București dacă este... <laughs> ca niște elevi neascultători, no, ce no, se întâmplă trebuie acolo. Trebuie să înțelegem că chiar dacă ne convine sau nu ne convine această situație, trebuie să lucrăm împreună în măsura în care putem pentru anumite proiecte pe care guvernul dorește să le implementeze sau pe care la nivel județean dorim să le implementăm împreună. Cum ar fi acel drum expres. Eu chiar cred că pentru acea zonă, zona de sud, este un lucru important și Gherghița este un nod important în acest moment unde sunt sigur că vor veni foarte mulți investitori în perioada următoare. Bun, o ultimă întrebare. Luați în calcul revanșa politică candidați la președinția Consiliului Județean Prahova la alegerile viitoare? Este de... Nu răspundeți ca un politician Nu o să încerc să răspund o să încerc să răspund astfel încât să mă înțelegeți este destul de devreme Că îmi doresc să candidez, da, îmi doresc. Nu neapărat pentru revanșă. Îmi doresc să-mi pun amprenta, cel puțin, proiectele pe care le-am demarat. Să știți, unul foarte important este continuat acum și chiar sunt mândru de acel drum. Drumul 102K, pe la urlat, să știți, arată foarte bine și am înțeles că se lucrează și abia aștept să-l văd finalizat. Sunt proiecte pe care le-am demarat, pasajul de la Buddha, extinderea UPU, se, lucre, da. se lucrează, din ce înțeleg. Mai încet, dar și perioada este una de așa natură, și îmi doresc să candidez, dar până acolo mai este cale lungă, și vă spun două aspecte. Dacă ajungem să candidăm în coaliție, e, aici o să fie un interesant. Doi. Până atunci, trebuie să mai trecem un val de COVID, să fim sănătoși. Poate, cine știe, ăsta va fi ultimul, nu știu, tragem și, speranța. Doamne, ajută, nimeni nu-și mai dorește o astfel de perioadă, și trei, trebuie să fim și realiști, trebuie să ne mai dorească și partidul, și cetățenii. Deci, până atunci, mai, mai trebuie să muncim un pic și să vedem ce putem să facem, astfel încât să nu vină cetățenii să ne alerge. Da, 2024. depinde foarte mult inclusiv de ce se va întâmpla după 1 aprilie cu tarifele la utilități. Până atunci vă doresc sănătate și succes în continuare. Vă mulțumesc la fel și uneastră. Cu dumneavoastră mă revăd săptămâna viitoare, până atunci toate cele bune.